Emil Cioran, Animalul indirect. Ajungi la o adevărată derută dacă te tot gândești, stăpânit de una și aceeași obsesie, că omul există, că el este ceea ce este și că nu poate fi altul. Dar ce este el, o spun nenumărate definiții, fără însă ca vreuna să se impună. Cu cât sunt mai arbitrare, cu atât par mai valabile. Absurditatea cea mai înaripată și banalitatea cea mai greoaie îi se potrivesc în egală măsură. Din infinitatea atributelor sale se alcătuiește ființa cea mai imprecisă pe care o putem concepe. În timp ce animalele merg drept la țintă, el se pierde în ocolișuri. E animalul indirect prin excelență. Reflexele sale ciudate, din repausul cărora rezultă conștiința, îl transformă într-un convalescent care aspiră la boală. Nimic în el nu-i sănătos, doar faptul că a fost cândva. Înger care și-a pierdut aripile sau maimuță care și-a pierdut părul, el nu a putut ieși din anonimatul creaturilor decât în momentele de eclipsă a sănătății sale. Sângele lui rău alcătuit a permis infiltrarea incertitudinii a unor rudimente de probleme. Vitalitatea sa rău rânduită, intruziunea unor semne de întrebare și a unor semne de mirare. Cum să definim virusul care, mânându-i somnolența, l-a copleșit cu o stare de veghe în plină siestă a celorlalte ființe? Ce vierme s-a înstăpânit pe odihnai, ce agent primitiv al cunoașterii l-a silit să-și întârzie faptele, să-și oprească poftele în loc? Cine a introdus în ferocitatea lui prima picătură de melancolie? Ieșit din colcăiala celorlalte viețuitoare, el și-a creat o dezordine mai subtilă, exploatându-și cu minuțiozitate relele unei vieți smulse ei înseși. Din tot ce a încercat pentru a se vindeca el însuși, s-a alcătuit o boală mai ciudată. Civilizația. Civilizația sa nu-i decât strădania de a găsi leacul unei stări incurabile și dorite. Spiritul se veștejește în apropierea sănătății. Omul este infirm sau nu este? Când, după ce a gândit la toate, se gândește la el însuși, căci nu ajunge aici decât prin mijlocirea ocolită a universului și ca la o ultimă problemă pe care și-o pune, rămâne surprins și uimit. Dar continuă să prefere naturii care eșuează la nesfârșit în sănătate propriul său eșec. De la Adam încoace, întreaga strădanie a oamenilor a fost să-l modifice pe om. Intențiile reformatoare și pedagogice exercitate în detrimentul unor date ireductibile denaturează gândirea, falsificându-i mișcarea. Cel mai înverșunat dușman al cunoașterii este instinctul educator, optimist și virulent, de care filozofii nu pot scăpa. Cum să nu se molipsească de el și sistemele lor? În afară de iremediabil, totul e fals. Falsă este și această civilizație care vrea să-l combată. False sunt și adevărurile cu care ea se înarmează. Cu excepția scepticilor antici și a moraliștilor francezi, ne-ar fi greu să cităm un singur gânditor ale cărui teorii, în mod discret sau explicit, să nu-și fi propus să-l modeleze pe om. El însă, deși școlit de alaiul nobilelor percepte propuse curiozității sale, oferite înflăcărării și rătăcirii sale, tăinuie neschimbat. În timp ce toate ființele își au locul în natură, el rămâne o creatură metafizic divagantă și pierdută în viață, insolită în cadrul creației. Scopul istoriei nimeni nu l-a găsit, dar toată lumea a propus unul. Și avem o colcăire de scopuri atât de divergente și de năstrușnice, încât însăși ideea de finalitate e anulată, găsindu-și sfârșitul ca un derizoriu produs al spiritului. Fiecare îndură în propria ființă această unitate de dezastre, fenomenul om. Și singurul sens al timpului este de a multiplica aceste unități, de a îngroșa la nesfârșit aceste suferințe verticale care se sprijină pe un strop de materie, pe orgoliul unui prenume și pe o singurătate
fără scăpare.